Ceva se întâmplă la Tiraspol, în Transnistria, regiune care din 1992 nu mai este controlată de forțele de al Un politician de acolo, Oleg Horșan, a fost asasinat, un politician de opoziție, cât poate să fie opoziție acolo, a fost asasinat, nu și știrile spun că împușcat, dar e clar, asasinat. N-am auzit până acum în regiunea transnistreană în ultimii ani să fie asemenea cazuri de politicieni, de oameni împușcați. N-am auzit. Ceva se întâmplă la Tiraspol și trebuie să fim atenți. Dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal, vă rog să vă abonați.